G2A. Cumpără jocuri la reducere pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine m-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Darksiders 3, alături de furie! Ce mai faci, ce mai ziceți? Cu gagicile, cum stați? Sau cu gagii, bineînțeles, în funcție de preferință. Băi, data trecută ne-am plimbat. Trebuie să recunoaștem că am explorat o grămadă. Am reușit la nenea Vulgrim ăsta să-i vindem o grămadă de... Nu e schemă, backspace. Să-i dăm o grămadă de suflete și în momentul de față, cred că mă. Ia uite ce avem noi aici, fraților. Aveam vreo cât 15.000, 16.000. Am luat niște prostii să ne upgradăm uneltele, armele. Și să vedem ce se întâmplă acum în continuare. Pare să fie ceva cât mai aproape de boss-ul ăsta. Văd că e cu verde craniul ăla de acolo. Om trăi și om vedea. Bun, hai să vedem, my friend. Abia aștept. L-am văzut pe aici pe unul din depărți. Uite-l. Salut, dudule. Da, direct. Aia vreau să se întâmple. Să-l prind. Oh, cât de satisfăcător. Să-l prind cu dodge pe Guster. Mama lui de Guster nenorocit și mârlan. Salut. Ok. Dubios. Cred că trebuie să mai dau un shift ceva ca să-mi ia combo ca lumea cu dodge. Că nu cred că le ia așa direct. Bun, ia să mai vedem, domnule, ce mai avem noi pe aici. Nimic interesant. Ce face, băieții? Bă, ce pui mii, mă? Ăștia mici. Băi. Doamne, Dumnezeule. Ok, hai să ne plimbăm. Harule, ia uite la el, tu cum pică el de sus de acolo. Peste tot mă pică la fel. Pe aici nu pare să pice nimic. Ok, hello. Bună. Salut. Ok, se vede ceva pe acolo, mă? Nu-mi dau seama. Opa. Mamă, nu cred că m-a atins unul vreodată din ăștia, dar uite că e prima dată pentru toate. Stai că încerc să realizez pe aici cum ar trebui să ne băgăm pe acolo. Dacă e ceva pe sus și nu văd eu sau... Du-te, bă, de aici, băi! Bravo. Mamă, ce-mi place noua armă upgradată. Ce-mi place! Bun. E mai departe nimic interesant pe acolo. Partea cealaltă am văzut că sunt două uși. Ok, pe aici... Woo! Uite, bă, îl vedeți, mă? Mama ta de Guster. Da, deci trebuie neapărat să stăm în el. Pentru că dacă apucă... Opa, pe aici asta că iar o să vină o spice din aia de sus. Dacă apucă să-și facă charge-ul... Tătic! Frumos, mi-a plăcut. O dată, două. Tu pe istu. A zis-o, mă, că era mângâiel. Ah. Uite, bă, ce-mi face, bă. Doamne, Dumnezeule, mai dă o dată cu... Așa. Doamne. Bun, dă-mi asta de aici, are vreun și în cor. Oh. Bun, ok, hai să mergem mai departe. Un pic enervant că stai după ăștia micuți așa. Da, hai că ne descurcăm. Bun, hai, de curiozitate. Să vedem ce e aici, dacă găsim ceva interesant. Pentru că pare să cumva că n-ar trebui să ne ducem în zona asta. Am văzut, cine ești? Nu chema pe alții! Uite la el ce se ferește. Perfect. Bun, și ne-a crescut și respite-ul de acolo.
Ok, hai să vedem aici. Bă, nu știu ce să zic, chiar nu realizez cu zona asta. Dacă pe aici ar trebui să ne ducem în mod normal sau nu. Aud. Mă, eu am... Stai mă, că n-aveam ambele căști în ureche, mă auzeam numai din dreapta și nu înțelegeam ce se întâmplă. E, na! Bun, frumos. What the? Băi! Așa, lasă-mă să mă uit aici un pic sus pe peretele ăsta să realizez. Ok, deci sunt doar niște mici spirite din astea de luat. Mă, numai că ne îndreptăm, nu e bine pe aici, măi, ne îndreptăm către boss. Nu e bine. Ok, hai să ne ducem în partea cealaltă, să vedem pe acolo dacă e ceva interesant. Poate ești pe... Da, era pe alergat. Pe sprint. Deci pe aici nu se mai spunează nimic, teoretic. Ok, nimic interesant pe acolo. Hai să vedem pe căurica asta pe aici. Ia mă. Ceva bun? Trebuie să fie ceva bun. Ok, bine. Gege. Nu vreau să mor. Da. Dar cum e just tu aici că e plin de ouă peste tot? Demonic artifacts. Must I trebuie. Ia uite ce am găsit acolo. Deci cum rezistăm ăștia? Cum? Nu înțeleg, frate. Vă dați seama, nu? Vă puteți imagina fericirea când ăia din partea cealaltă văd că se teleportează la ei încă un om? Nu cred că înțelegeți ce înseamnă chestia asta. Știi că când văd că unul dintre călăreți se duce în lume și din când în când hop, mai apare câte un om la ei, hop, mai apare câte un om la ei. Deci eu pentru oamenii ăia sunt așa, nu știu, Dumnezeu pe pământ, ceva de genul ăsta. Adică mi se pare ceva extraordinar. Mamă, bă. Bine. Eu sunt pe jumătate de convins că dacă ar fi să o luăm așa teoretic. Nu, la asta. Așa. Dacă ar fi să o luăm așa teoretic, moșii ăștia cu care ne batem noi. Mistress. Talismanul tău. Gata, ne apropiem. We're close. This time you watch. You do not speak. De data asta doar privești, nu vorbești. De ce? Sunt curios, de ce? Dar ziceam că moșii ăștia cu care ne bătem. Killing shot, perfect. Mă gândesc că, domne, vine unul dintre călăreți după tine, în puii mei, să te caute, să te omoare. Păi, te faci pe tine, mă, adică nu. Vă dați seama câtă frică au oamenii în ei? Adică nu cred că aici să... O să sperăm că aici e un punct de salvare. Ia mă, ăsta e slotul, finally. Adică lenea, nu? Da. Oh, cum arată. Da, sloth. Leneșul. Dragă mea, te rog. Arăt eu de parcă aș mă ajuta cu cineva. Nu ai nicio... Nu ai de ales. Întotdeauna ai de ales, draga mea. Eu aleg să nu aleg. Prea mult deranj. Aș râde la tine, dar e prea mult efort. That sounds familiar. Mouth. And then you can see I have my many minions for that. It's all they live for. You should try it. Da, dude, cum l-au făcut. Just relax. I shall consume your kin lie dead. I only hope the rest put up more of a fight than you. Let them stand or fall. It matters not to me. You understand, don't you, horseman? The futility. Opa. Ne face ceva, mă? Take a load off and enjoy the nothingness. I bet you they do it quite easily. What the fuck? Would you abandon your... Ce, abandon misiunea? No. Abandona. Is that so?
The great fury would not allow herself to fall prey to such a creature. Are you truly up to the task? Dar nu înțeleg ce ne-a făcut. De a dormisem aproape în puii mei. Foarte tare. Ok, 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 hai să analizăm un pic situația. E gușterul vine după noi. Pică de sus chestii. A, super. Trebuie să dau dodge, mă. For the week, for the century. Dam un healing shard mai micuț? Nu, se pare că nu. Ah, firar. De curiositate. Mamă, frate, ok, deci dacă îi lași. Aha, mai dă și el gușterul. Mai dă și el. A, ok, deci trebuie să mă depărtez de el. Trebuie să mă depărtez de el. Trebuie să mă dau înapoi, înapoi când mă atacă. Trebuie să mă dau înapoi când atacă. Poți să-l atac direct pe el sau? Nu știu dacă... Ia stai un pic, hai să mai creștem un pic că... Ok, bun, deci trebuia până la urmă asta să fac. Să-i omor aia de sub el. Oh my god, omul are aripi. Îmi datorez un tron, dar o să mă mulțumesc cu capul tău. Oh my god. Băi, ești cu capul. Oh, dar ce încet se mișcă omul. What the fuck, zboară? Bun, măcar nu mai are măcar nu are unda aia de șoc. Mă fac să mă mișc. Urăsc să mă mișc. Mamă, ce-i dau, frate! Doi că m-a dus la perete, gușterul! L-am luat, mă? L-am luat pe gușter! Felicitări! Trebuie să fii atât de împlinită! Ce schimbare crezi că ai reușit din chestia asta? Are you begging? Muster up a little dignity. Sweetheart, I let slaves wipe my ass with the wings of angels while I enjoy a morning tea. Dignity is a myth, like the balance you fight for. Demnitatea e un mit. Ca și echilibrul pentru care lupți tu. Yes.
Nu ești obosită. Dar până și cea mai oribilă luptă e mai puțin obositoare decât să nu întreprinzi absolut nicio acțiune. Băi, mă distrează foarte tare faptul că n-a trebuit să recurg la forma mea supremă. Și că n-am murit, mai e și chestia asta, mă. Sper că am înregistrat. Cel mai multe exerciții pe care l-a avut într-o mie de ani. Bun! Frumos! Hai că ne-am descurcat super, super bine. Nu mă așteptam să ne descurcăm chiar așa. Mă bucur foarte tare că am mers cu chestia cu să-i omor gândacii de sub el. Chestia asta mă bucură că am mers. Adică eram oarecum în dubiu, ziceam asta o fi, asta nu o fi, nu se știe, om trei, om vedea. Minus vizaj. Vreau să distrug pe aici prostiile astea, că precis mai ceva de furat. Deci dacă picăm undeva un hău, deci nu vrem să picăm pe acolo. Ok, pe găurica aia pe acolo am intrat. Trebuia să ne ducem pe aici, sunt de acord. Cred că nu avem altă șansă, dude. Ia, stai așa de curiozitate. Mută-te pe foc. O să mă bag pe aici pe jos, că știu sigur, uite, vedeți că e ceva acolo? Ia să vedem dacă merge prin partea asta. Da, mai avem un pic și ajungem la celălalt. E ok, în regulă. Ok, deci avem ăsta micul de aici, el de acolo. Ceva spirite. Bun, prin partea aia pe acolo am fost noi la un moment dat acum o grămadă de timp. E, na. Chiar asta trebuia să facem, dude? Du-te, mă! Cât de tare! N-a poftim, ne-a făcut un pod. Păi și... Ia stai că acum sunt foarte curios cum mergem în continuare. Care, în ce direcție trebuie să mergem, dude? Hai să mergem la Vulgrim, în primul și în primul rând, să-i lăsăm niște suflete. Da. Bag așa, nu știu dacă, da, nu e suficient ca să băgăm cu un level, dar e decât să murim cu ele mai bine, ok. Unde ce explică și mie, te rog. Direcția asta generală, zici tu. Ia. Pe aici, mă? Cred că suntem oarecum în direcția în care, ok, deci m-am mai întors puțin, am intrat prin găurica aia de lângă Vulgrim. Ok, și parcă să zic că pe aici n-am fost. Parcă să îndrăznesc să zic. Că pe aici, prin zona asta, n-am fost. Sau poate că am fost. Eu mai știu, nu știu. Ok, putem să ajungem acolo sus dacă vrem neapărat. Medium lurker, nu știu ce. Bun. Parcă am fost și pe aici. Ba nu, n-am... știu unde suntem acum. Ok, deci n-am fost pe aici, dacă... Nu, n-am fost pe aici. Bun. Dar totuși... Nu cred că aici, pe aici trebuie să ne ducem, sincer să fiu. Ok, știu că acolo, nu știu dacă se vede, dar nu o să pot să ajung, pot să mă... Da, nu pot să mă duc. Te mai au niște băieți pe aici. Încercam să atac, nu se întâmpla nimic. Băi! Ăștia nu trigăruiesc dodge-ul, mă. Pe cuvântul meu, că ăștia nu trigăruiesc dodge-ul. Mă, fraților. Mă, mâncă-vă sufletul vostru. Păi ne trebuie să ne ducem, mă, oameni buni. Pe aici am fost. Da, pe aici am fost, absolut. Pe aici am fost la un moment dat acum foarte mult timp. Am fost clar. Unde mă pui tu să mă duc? Tot pe găurica asta, mă? Păi și aici ajung la Ulthane, îmi pui. Opa! Gata, tati. Mamă, când m-am întors.
Eu deci nebun când m-am întors. Salut, dădule. Ok, nu-mi place că m-am întors chiar atât de mult. Adică... Da, nu știu ce să zic. Lo? Lo? What the... Stai așa, asta e ceva nou. What? E un cameleon, mă? Ok, avem pe aici niște pereți interesanți. Să sperăm că o să câștigăm o nouă putere ca să putem să trecem pe acolo. Da, mă, ok, bun, bun, bun. Deci asta căutam. Căutam să ajungem într-o zonă nouă. Interesant, salut. Super, stai așa. Bun. Hai să vedem dacă putem deranja pe băiatul ăsta de aici. Băi, nene, băi. Gata, tot. Așa se face. Ăla e, bine, nu chiar așa se face. Puteam să fie mai ușor, mai lejer, dacă nu l-am damage. Dar e suficient și așa. Ah, come on. Ok, dacă nu vrei. Cred că putem să ajungem pe undeva de aici, de asta alerg ca nebunul. Nu, se pare că nu. Se pare că sunt doar nebun. E ok, este în regulă. Sunt puțin pierdut în spațiu, în cazul în care nu v-ați prins. Bun, deja au început să apară duzi mai grei. Ok, nicio problemă. Vreau să mă duc în jos, vreau să mă duc în sus. Frumos. Frumos aș îndrăzni să zic. Ok, deci ești... What? Băi, de ce nu triggeruiți, mă, dojo? Oh my god! Nu e că nu triggeruiesc dojo, mă, e vorba că au doar o fereastră foarte mică în atacul lor de unde se triggeruiește. Vai, ce prostie! Ia dăm tu acolo niște. Aici e ceva interesant, mă. Bula asta e ceva de ea? Nu știu ce să vă zic. Ok, stai așa, hai să discutăm. Bun. Avem ceva pe vreo parte? Nu, se pare că nu. Ne momește ca cu prăjiturile, mă, pe cuvânt. Mă, nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să zic. Ia, stai așa, stai un pic. Hai să mergem și pe partea cealaltă. Că aici mi se pare că se deschide foarte mult harta. Și aici e fix pe aceeași, adică sunt două căi care ne duc fix către același loc, mă. Nu, aici pur și simplu era... Să mai pice niște gușteri de pe jos. Ok. Da, nu, ne-am mai luat niște... A, ne-am făcut respite, tu mă, aia a fost șmecheria. Gata, șef. Ok. Super random. Așa, la întâmplare. Nici n-au știut ce vor să bage în zona aia. Bun, ia să vedem aici. Opa. Da, așa că se încarcă ceva. Hai cu 60 de cadre, mă, cază sufletul tău. Salut, Vulgrime. Hai să discutăm și în același timp să stai cu privirea în partea aia. Bagă mare, mersi, ești scump. Avem în ce să băgăm mai? Hai să băgăm în damage. Bravo. Trebuie să facem mai multe dodge counter din alea, dar se pare că fiecare inamic are fereastra lui. Ok, deci cred că pe acolo trebuie să ne ducem, deci clar mai întâi trebuie să ne ducem în dreapta. Bun, ok, să vedem acum la băiatul ăsta, ne vedem. Bune bunilor! Ia
du-te, bă, la ele și cu capul. Bine, mă, hai. Hai să ne bătem. Nu-mi place că când fereastra e atât de mică. Chiar nu-mi place când fereastra e de doge atât de mică. Măcar ce e bine e că putem să ne luăm de ei fără niciun fel de problemă. Măcar atât. Ok. Ce avem noi aici? Nimic interesant. Ok, am înțeles. Vreau să mă duc pe jos, dar nu știu dacă e... Ce-am... Ah, ok. Ia să vedem, dudule. Hai să discutăm un pic. Ai, super. Nu, 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 nu. De ce doi? De ce doi? Ce-am făcut, mă? Am apăsat ceva ciudat. Nu știu ce am apăsat ciudat. Aaa, m-a... Mi-a pus focusul, mă! Ok, stai așa, stai așa. Pe ce am pus focusul? Am pus pe ceva focusul. Caps lock, mă! Caps lock e, mă! Ăla-i tati, ăla-i tati! Pe caps lock era focusul, fraților! Dude, de ce nu mi-a spus și mie nimeni când am uitat? Ai, de... E bine, mă. E superb. Ok, ok, ok. Da, deci pur și simplu am apăsat random. Fără să vreau. Și am aflat unei focus. Mă, trebuie neapărat să descoperim ce putere e asta aici care ne permite sliver. De ce nu fragment, mă? De ce sliver, mă? Care să ne... Eu dacă... Ia. Așa de curiozitate. Da, nu, n-am. Mă gândeam că poate e vreo putere ceva de la Fulger care să-mi permită să accesez zona aia fără niciun fel de problemă, dar se pare că nu. Deci dă-mă și mie un fragment, mă. Atât am. Mi-am upgradat armele prea mult, man. Nu mai am. Nu mai am cu ce să upgradez. Doamne, ce bun e jump-ul ăsta, pe cuvântul meu. Next level, fraților. Ia, fiți atenți aici. Care, mă? Caps lock, caps lock. Nu mă căpi când... Ok. N-am vrut să se întâmple chestia asta, dar ne descurcăm, nu-i problemă. Bă, nu știu de voi, dar uite, chestia asta tocmai acum mi-a o să aminte de sistemul de luptă din Shadow of Mordor. E ceva cu aripi pe acolo. Vreau să ajung acolo. Mama ta. Ocazia asta am descoperit o bucățică aici. Uite, 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 îl vedeți pe ăla cu aripi de acolo? Ăla pare periculos. De ce mă pui camera? Nu-mi place că mă mută focusul cu camera într-o laterală și nu-mi convine. Hai să vedem dacă putem să-l atragem pe ăsta. A, super, am atras pe amândoi? Nu, nu. Doar pe unul, doar pe unul, e bine. A picat ceva de la tine? Nu. Ia, hai să vedem, că ăsta e inamic nou. Dudule. Mai mă vreo unul, nu mai e niciunul. Ok. Mă, am fost norocos, ce pot să zic. N-a apucat să ne atace.
Băi, aș de curiozitate. Ok. Ok, deci aici în spate e un om, da, asta era ideea. Quiet whimpering, quiet, da. Ok, avem o găurică, hai să ne băgăm pe găurică asta. Ajungem la omul ăla de acolo sau? A, uite, ajungem la altul. Five the crowd. Serios, am salvat doar 5 până acum, mă? Mi s-au vrut mai mulți. A, și nu pot să intru aici? Mă gândeam că să vezi că e o găurică ceva pe acolo. Dude, deci cât de mică e harta aici, nebun. Chiar nu mă așteptam să fie atât de mică harta. Te văd acolo în depărtare, guștere. Îi văd și pe ăștia mulți aici, a? Hai să mergem pe parcurs, așa, ușurel. Bun, am mai luat un respite acolo. Medium crit cluster, ok. Bun, și pe aici ne ducem... Ia, stai așa. Deci noi am venit din stânga, corect, dacă m-am orientat eu bine în spațiu. Și acolo mai e un băiat. Acolo sunt niște trepte. Stai să-l vedem pe ăsta, că sunt curios de el, dacă mergem mai departe sau... Oh. Oh, stai că l-am supărat. Bineînțeles. Către el, draga mea, către el. Mulțumesc, apreciez. Ce-i mai aici? Ok, puteam să jur că mamă, pe aici o să continue harta, dar n-are nicio legătură. Ok. Bun. Auzeam ceva, dar nu știam ce aud, mă. Bun, am făcut și respite-ul. Ok, zona nouă. Ba, nu este zona nouă, pe aici am ajuns la... Gata, știu unde suntem aici. Gata. Ok, bun, deci am explorat tot ce era de explorat prin zona asta, aș îndrăzni eu să zic. Cred că e cazul să ne întoarcem și să ne băgăm prin clădirea aia micuță de acolo. Ia să vedem, dădule. Aici, da? Da. Ok, să vedem ușurel așa, văd și o gânganie mică pe jos. Ok, avem... și pot să sparg la de acolo. Bun. M-a văzut, mă? Hai că m-a văzut băiatul. Du-te, bă, de aici, bă, nesimțitule, bă! Wow, dude! Deci a venit omul de aici. Eram deja afară și cumva s-a întins după mine și a făcut vreo 5 metri. Du-te, bă, Nu. I do not like this. Nu suport chestia asta, mă. Nu suport chestia asta deloc. Hello, bună. Lasă-mă că pe aici precizăm de un gușter din ăsta care are ceva cu viața noastră. Ia să vedem. Ia să vedem și la ăștia doi aici. Nu, mă. Doamne, când dau cât mă, 800 odată damage? 800 odată damage, nu? Moare un picuț FPS-ul din când în când aici, în zona asta, și nu înțeleg de ce. Ok, bun, deci pe acolo trebuie să ne mergem mai departe, înainte să mergem acolo. Hai să luăm pe băiatul ăsta mic. Unde ești, Dudule? Hai cu mine. Vila tata. Hai. Hai că am să-ți dau ceva bun, o cadea. Vrei? Ia de acolo. Ia, bagă-te. Da, și fii atent, mai avem și aici. Ok, interesant. Ia, stai un pic. Mai avem prieten? Momentan se pare că nu. Alo?
Lumina? Hello? Cine ești tu? Păi dau mă damage, că nici nu realizez pe cuvântul meu, că nu realizez dacă dau damage. Fragment of adamantine, finally! Oh, bună, bună, stai așa. Aici a fost răsărăm noi, acolo unde l-am salvat pe omul ăla, mă. Da, pe găurica aia. Corect, corect, corect. Demonic artifact. Bun. Ok, și asta înseamnă că acum putem să ne ducem și să îl salvăm și pe celălalt după, pe celălalt om. De după peretele respectiv de acolo. Acum, bun, băi, că trebuie să fim, să ne mișcăm rapid. Ăla-i tati, ăla-i tati. Hello, bună. Nu mai vreau, nu mai vreau. Nu, uite că n-am realizat să fi reținut exact dacă sunt mai multe modele de om. Sau dacă au folosit, cred că au vreo 3 sau 4 modele, cred. Aș îndrăzni să zic. Bun, perfect, gata șef, putem să mergem mai departe. The next zone, cum s-ar zice, ia să vedem cum ne omoară cadrele acum pe secundă. E o catedrală. Ostentativ. Adică, Pride, ceva. Încă nu s-a făcut verde craniul, deci mă gândesc că poate nu e chiar în catedrală. Ba, am văzut un o iconiță de salvare. Te văd, guștere, acolo, îl vedeți? Uite-l. Trebuie să intrăm. Do we really must? Volgrim. Ține-te. Salut, my friend. Gimme. Da, ești magnific, ești mirobolan. Bun, păi, dragilor, l-am găsit pe Volgrim. Am salvat, suntem la o mică mare catedrală aici. Cred că e ok să facem pauză. Dacă ați rămas cu noi la Skype până acum, un mic like, un coment, un share, mică abonare dacă n-am făcut ceva. Da, deci cred că singura... nu, ce ai făcut? N-am vrut să declanșez. Nu. What is it? Something about this place. You wish to repent for your sins. Vrei să te căiești pentru păcatele tale? Mai puțin sarcasm. Am notat, stăpână. Apără-ți ochii. Prea luminos, ce e asta? Imagine my disappointment to think that this is the best the council. Ăsta e Pride, mă, e mândria. Cred că e mândria. Of the fabled four horsemen, they send the lowliest. Din cei patru călăreți îl trimit pe cel mai amărât. Mândria. Exact. Fermecătoare ca întotdeauna. Am venit după tine. Da. Oh, really? As if you'd know what to do with me if you could have me. E ca și cum ai ști ce... Ce să faci cu mine dacă mai avea? Wow! Te rog. Lasă-mă. Fight me instead of cowering, you pompous, pathetic excuse. Your talks are a waste of breath, horseman. No more an annoyance than the buzzing of a fly. Beneath my notice, like everything else in the creator's grand experiment, even the greatest treasures of heaven and hell pale beneath my light. Scurry back to the hole you were born from. Perhaps when I am the only sin left on this sad little rock, you will be worthy of an audience with me. When I'm done, there will be no sins left standing. So you say. Considering your current state, I find it highly unlikely that we'll ever meet again. But by the rare chance you do earn my favor, find me in Ares. Though I highly doubt a creature such as yourself would be welcome in a place so refined. I encourage you to surprise me, horseman. Încurajez să mă surprinzi. Wow, dude. Ce-i acolo? Ce se vede pe... Insufferable creature. Ce creatură de nesuferit. Nesuferită, mă rog. What? Ce, mă? Și ne-a lăsat un portal deschis?
What the hell? Na, bun, dragilor, pauză, pauză, pauză! Ok, deci ca idee generală, da, aia a fost într-adevăr mândrie. Se pare că nu putem să o atingem în momentul de față. Am văzut că are un scut dintre ăsta nesimțit de rău de tot. Și bineînțeles că ne privește ca pe un șoricel, ca pe un gândac. Și zice, poate după ce o să omor pe ceilalți eu, o să ai onoarea de a te lupta și cu mine, știi? Dar momentan în starea în care ești, ca o muscă, ca băzăitul unei muște, doar agasantă. Da. Dacă ați rămas cu mine până acum, un mic like, un coment, un share, poate un mic abonare. Dacă n-ați făcut-o deja, bună seara București și bună seara România pe data viitoare.